bine v-am regăsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom vorbi despre dezvoltare personală. Le am alături de mine pe Delia și pe Jenny. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Ce facem cu dezvoltarea asta personală despre care tot vorbește toată lumea? Există niște obiective? Cum începe acest proces? Că până la urmă e atât de general încât de mici ne tot dezvoltăm personal, vrem, nu vrem, ajungem tot aici. Dacă ne gândim la provocările vieții, automat procesul de adaptare la ele înseamnă să ne dezvoltăm pur și simplu pentru că intrăm în contact cu aptitudinea noastră, cu abilitățile noastre, cu rezistența noastră la stres. Și atunci, automat, înseamnă să ne dezvoltăm. Adică ce era deficitar, oarecum, sub presiunea externă, să facem lucrul acesta. În același timp, există și o presiune internă, izvorâtă din nevoia noastră de a evolua, de a fi alții mai buni, să ne optimizăm. Și atunci, iarăși, ne lovim de nevoia de a ne dezvolta. Însă, primul pas, într-o formă sau alta, pleacă de la autocunoaștere. Și de multe ori unii dintre noi ne aruncăm să ne dezvoltăm fără a petrece un pic timp cu noi, să ne știm de ce, cine suntem, ce nevoie avem, care ne sunt traumele, care ne sunt presiunile interne, externe. Și în funcție de acest lucru suntem și mai congruenți și mai fluiți, dacă aș putea spune așa, în procesul nostru de autocunoaștere și dezvoltare. Este procesul ăsta de autocunoaștere o chestiune în care cineva decide pentru el să facă chestia asta sau mai degrabă este într-o conjunctură așa, mai poate mai punitivă, hai că trebuie neapărat să schimbi ceva în viața ta? Și mă întreb, uite, Delia, dacă ți s-a întâmplat într-o anumită conjunctură de viață să simți nevoia să faci ceva pentru tine? Ideea de autocunoaștere și de dezvoltare personală pentru mine e diferită în fiecare etapă de viață. Pentru că și ține și de nevoile pe care le avem raportat la etapa de viață și la oamenii cu care ne înconjurăm. Că în copilărie suntem mai puțin conștienți de noi și de ce se întâmplă acolo și suntem înconjurați de aceleași persoane. Abia apoi, mai târziu, în școală, în liceu, se schimbă lucrurile, se schimbă rapoartele dintre oameni, raporturile, mă scuzați. Și ca un prim exemplu, mă gândesc la momentul în care am plecat în liceu în Franța. Era după Revoluție, lucrurile se schimbaseră în România. Noi eram un grup de copii care nu avuseseră contact cu exteriorul țării până atunci. Și ne-am dus în altă țară, unde totul se întâmpla în altă limbă, în franceză. Și ne-am dat seama că avem nevoie să ne ajustăm comportamentele și ceea ce primeam ca feedback de la ceilalți era: măi, nu sunteți ca noi, m-au întrebat la masă, tu ai mâncat pui? Știi ce e asta? Adică până acolo mi-am dat seama că avem de lucru la a ne povesti pe noi înșine și la a ne exprima ceea ce suntem, ce știm, cine putem și vrem să fim. Deci cumva aici viața a creat acest cadru. Dar mă întreb pentru copiii noștri în momentul de față dacă există un cadru în care pot să se autocunoască, dar dintr-o perspectivă mai folosind specialiști. Se poate. Educația și explorarea, într-o formă sau alta, se face cu ajutorul părintelui, iar dacă părintele deleagă acest lucru unui specialist, e cu atât, nu știu neapărat mai benefic, însă fiecare dintre noi, în funcție de cât de mult timp am acordat acestui proces de autocunoaștere, nu-l pot ghida pe copilul meu dacă eu însumi n-am făcut acest lucru. Și atunci, da, dacă suntem, să zicem, un pic deficitari sau agenda nu ne permite să avem o anumită continuitate sau o anumită finețe, putem delega acest lucru specialistului. Practic îl înveți pe copil să trăiască și în interiorul lui și în afara lui și îl înveți ceea ce se numește introspecție, autoanaliză, conștientizare de sine, să înțeleagă un pic mai mult despre emoțiile lui, despre cine este el, despre emoțiile celorlalți, despre ce are importanță pentru el, ce își dorește,
să poată să treacă peste nevoile dictate doar de plăcere și să găsească acel determinism de a face și lucrurile mai puțin plăcute, de a pune bazele într-o formă sau alta, ceea ce înseamnă mai târziu procesele de autoreglare și partea volitivă din el. Toate lucrurile acestea necesită timp, nu tot timpul sunt structurate și se întâmplă într-un ABC științific, ci pur și simplu sub formă de joc, printr-o interacțiune ludică, cum spuneam mai devreme, tocmai pentru a face acest proces mai plăcut. În același timp, da, evenimentele de viață ne determină la un moment dat să ne întoarcem către noi înșine pentru că avem nevoie de sprijin. Și uneori oamenii din jur ne oferă acel sprijin, alteori ne dăm seama că suntem doar noi și suferința noastră internă și, indiferent de vârsta pe care o avem, ne cam confruntăm cu acest lucru. Și atunci putem vorbi despre copii care încep să se autocunoască într-o manieră forțată, bineînțeles, dictată un pic și de limitele de vârstă, și atunci de asta noi ca adulți este nevoie să fim mai conștienți de conduita noastră, de impactul vieții asupra lor și în așa fel încât să le dăm suportul de care au nevoie. Din ce știu, în școală există un psiholog în care, în cadrul... Vă referiți la psihologul școlar. Exact. Care știu că el teoretic le aplică niște teste, îi ajută în procesul acesta de autocunoaștere. Este salutar prezența materiei dezvoltare personală la școală, care este făcută de cadrele didactice. Psihologul școlar este un pic condiționat de politica școlii și de consimțământul părinților. El poate face recomandări și doar cu permisiunea părinților poate avea acces la copii, în măsura în care acest lucru este permis. Ok, deci, practic, dacă eu sunt părinte, da, cam care ar putea să fie direcțiile în care să implic acest psiholog? Pentru că, înțeleg, într-o primă fază e nevoie să-mi dau acceptul și în a doua fază ar fi discuția cu psihologul acesta... Sau psihologul știe exact ce ar trebui să facă cu acest copil? Creează împreună strategia, cum se întâmplă? Psihologul școlar se ocupă de lucrurile care țin de spațiul școlii și de anumite probleme pe care copilul le întâmpină, de la probleme legate de tulburări de comportament, anxietăți sau probleme legate de performanță sau tulburări ale învățării. Și în funcție de acest lucru, părintele își dă acordul și sesiunile sunt individuale în cadrul cabinetului psihologului școlar cu copilul atâta timp cât este necesar. Deci, și să dăm feedback părinților, dar nu aici, în funcție de psihologul școlar, mai există și sesiuni de consiliere parentală, însă în limita competenței și timpului psihologului școlar, pentru că avem o realitate un pic cam dură. La un psiholog școlar pot să fie și 600 de copii, 700 de copii, ceea ce este nerealist dacă te gândești la o nevoie continuă sau săptămânală a copiilor de a beneficia de astfel de servicii. Ok, deci înțeleg că este mai mult pompieristic doar în situația în care se întâmplă ceva, dar dacă chiar mă focusez pe procesul de autocunoaștere, nu trebuie să fiu neapărat în faza în care mi se pune cuțitul la os, la cine putem să apelăm? La psihologi consilieri, psihoterapeuți care pot face fie cursuri de dezvoltare personală printr-o formă de terapie de grup sau individuală cu fiecare copil. De multe ori lucrurile se îmbină și sunt foarte salutare și părțile care vizează, să zicem, lucrul în grup, pentru că astfel copilul află că nu este singurul care, să zicem, are provocarea emoțiilor sau s-a lovit de bullying sau nu i-a intrat o materie sau a avut o anumită antipatie față de un profesor sau a suferit pentru că i s-a spus că e prea scund sau prea gras sau etc. Toate lucrurile acestea ajută și este nevoie ca noi să fim prezenți în viața lor. Cum spuneam mai devreme, fiecare segment de vârstă are provocările ei și atunci, automat, adultul este cel care poate da un sprijin activ.
Tădălia, revenind la povestea ta din Franța, până la urmă a fost contextul de viață care te-a făcut să deschizi ochii că ar fi bine să te comporți un pic altfel față de străini. Au fost și oameni alături de tine care te-au învățat la momentul respectiv? Sau pur și simplu atât din mers, din discuțiile cu ei? A fost... Acum mă duci într-o poveste cât se poate de personală. Dar, ce să zic... Acolo a fost bine până la urmă. Faptul că am plonjat în universul francez, în toate părțile și tot ce se întâmpla, respiram în franceză, până la urmă m-a ajutat pentru că mi-am dat seama că sunt foarte stăpână pe puterile mele și că pot să mă descurc. Printr-un singur ou un altă. Trebuia să dețin un altă limba franceză, după care totul mergea un cap pe roate. Se deschideau portițe. Absolut toate portițele, n-a fost nicio problemă. La școală lucrurile arătau diferit, în sensul în care noi știam mai multe lucruri în clasa nouă decât ei în clasa nouă sau așa. Îmi aduc aminte și eu de experiență de genul ăsta, tot într-un schimb din acesta școlar, și veneau la noi francezii și ne întrebau dacă lifturile cu care ei merg sunt suficient de sigure și aveau și spray-uri de gândaci ca să se asigure că e tot în regulă. Da. Dar în procesul acesta de dezvoltare personală și ce ai simțit că te-a ajutat acolo să te descurci, da? să înveți cum să te adaptezi, ce a fost? A fost această determinare a ta, această încredere, încredere a ta? Da. Only the lonely. Pentru că nu era nimeni atât de empatic cu mine să vadă pe unde mă scald emoțional. Ba mint, uite, era mama unei prietene, Anne Charlotte, care m-a luat foarte, m-a adoptat aproape și m-a luat mereu cu ea pe, prin oraș, pe la serviciu ei chiar, când nu eram la școală, și m-a luat la ea la muncă. Deci a contribuit la sentimentul de apartenență. Da, m-a dus la magazin, adică cumva m-a integrat complet în familia ei. Dimineață când ne aducea micul dejun, ne lua, ne pupa pe toți trei și pe mine și pe copiii ei. Ne punea aceleași sandvișuri cu ton și cu roșii în ghiozdan, adică a fost ok, m-a integrat cu totul. Te-a făcut să te simți de acasă. M-a făcut să mă simt bine acolo, acasă. Și asta a contribuit foarte mult la încrederea mea în mine și la... posibilitatea mea ulterioară de a mă deschide către ce mai era de explorat, pentru că aveam, iată, o bază solidă, știi, acasă. Acasă, 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât am stat acolo. Deci, dacă ne raportăm la dezvoltarea personală și acum în special la copiilor, ne putem raporta la diferiți specialiști care ne pot ajuta. Dacă sunt părinte, pot să găsesc oameni, modele pentru copiii mei, pentru că uneori ca și părinte poate nu insufli atât de mult, mai ales după anumită vârstă în care copilul poate nu-ți mai acordă atenție și atâta credibilitate. Și atunci să le găsești oameni de care să se apropie și care să le insufle diferite stări, cunoștințe, chiar și deschidere, uite. Da, chiar ieri vorbeam cu niște prietene că e nevoie și de alte femei sau mame cu model de mamă în jurul copiilor noștri, pentru că pe noi nu ne ascultă așa cum le ascultă pe ele. Și mă întreb de ce. Știi? Și tot eu am răspunsul, pentru că noi avem și le arătăm câteodată și latura de... vrăjitoare, să zic așa, care trebuie să-i punitiv cumva, da? Trebuie să-i corectăm, să-i pedepsim, să-i... Plus e avantajos când avem mai multe persoane în jur, pentru că deschidem mai multe direcții, mai multe perspective. Exact. Și e util să vadă și alt model decât al mamei sau al tatălui. Mai este și alt fel de abordări. Asta mi-aduce aminte de un copil care, pur și simplu, având posibilitatea de a explora și alte cămine și alte familii și așa mai departe, a venit foarte simpatic la una dintre întâlniri și mi-a spus, să știi că am descoperit că mama mea nu este atât de rea și nu țipă așa de tare. Da. Da, asta, deci și iarăși o direcție în care să apreciem și mai mult ceea ce avem acasă. Vorbeam de încredere. Până la urmă, orice proces de dezvoltare personală cumva are nevoie ca și bază de această încredere, pentru că deja, deși poate îmi doresc să fiu undeva, vreau să fac ceva, dacă nu am această încredere în abilitățile mele, putem să construim încrederea aceasta dacă, nu știu, să zicem, un părinte este foarte agresiv cu copilul lui. Noi ca și specialiști putem să facem asta pentru ei, în condițiile în care mediul
Putem face asta, dar este condiționată un pic de intervenția și la nivel de familie, prin consilierea parentală. De multe ori părinților le este destul de dificil să recunoască cu ce se confruntă sau care le sunt scăpările. La terapie, când vii în cabinetul unui psiholog, nu vii ca să fii tras la răspundere sau judecat. Pur și simplu vii ca să poți să găsești o alternativă pentru ceva care poate fi schimbat. Și atunci nu are importanță ce am făcut, are importanță ce urmează să facem. Niciodată nu este prea târziu și lucrul acesta, pentru că nimeni nu este perfect, adică până și terapeutul tău poate că a avut un moment din acesta sau alte, multe alte momente. Deci nu este o știință exactă sau nu este ceva care împarte lumea în alb și negru, în părinți perfecți, în părinți imperfecți, în părinți fără scăpare, fără speranță și copii, să zicem, traumatizați pe viață. Dar da, încrederea are la bază abilitatea părintelui de a da feedback, de a comunica, de a fi acolo pentru copilul lui, de a-l încuraja și de a-l face să diferențieze între lucrurile care le face pentru el, da? Nu pentru părintele lui. Și în momentul în care tu începi să-i dai feedback particularizat, care vizează anumite aptitudini, abilități, caracteristici ale copilului, el începe să și le însușească. Și cei care au făcut asta au și văzut că practic copilul, cum i-am auzit fiecare dintre noi vorbind, am făcut asta pentru că sunt deștept sau pentru că pot sau pentru că mi-am pus mintea la contribuție sau mi-am folosit atenția sau, cineva îmi spunea, mușchiul gândirii. Ceea ce este salutar, pentru că atunci știi că practic copilul tău nu este atât de orb. Da? Acum, acest cuvânt orb, ei sunt ghidați de principiul plăcerii. Și simt. Și da, au nevoie, sunt susceptibili la stimuli externi. Tu ești care vii și îl ajuți să se canalizeze pe el și să descopere care și o realitate internă, că nu există numai o realitate externă. Și acum cu toții ne confruntăm cu realitatea externă și realitatea virtuală. Și avem mai multe realități. Da? Și trebuie să luptăm să-l găsim, să-l aducem pe copil într-un echilibru și să nu fie, să zicem, absorbit cu totul de realitatea virtuală, cum se întâmplă în foarte multe case. La tine, Delia, pentru că tot am început cu exemplul tău personal și spuneai că a contribuit destul de mult încrederea asta, ce simți că te-a ajutat să-ți construiești încrederea când erai mică? Nu știu dacă știu să-ți răspund acum pe loc la întrebarea asta, pentru că în mintea mea erau deja alte povești pe care aș vrea să le spun legat de, hai să zicem, scopul venirii mele la această emisiune. Știi? Și atunci am plecat un pic din întrebare. Dar dacă o să mă lași un pic să mă gândesc, o să spun. O să te las. Uite, acum ca să cum continui întrebarea, da, pe care tu mai am pus-o. Normal că întotdeauna în fiecare dintre noi, oricât de încrezător suntem, există și o mare doză de neîncredere. Însă ce am simțit că a contribuit în viața mea a fost fix această libertate pe care mi-a oferit-o părinții mei de a explora, da? Nu de a mă ține tot timpul, aolo, se dovește copilul, aolo, hai, trebuie să-l ținem acolo. Și am lăsat să inclusiv să călătoresc de mică. Mi-aduc aminte că din clasa 1 am fost în tabără și asta iarăși îți dă multă, multă încredere. Da. Mi-aduc aminte acum, uite, că asta e libertatea. Mm-hmm. Libertatea și încrederea. Deci ceea ce înseamnă investiția în autonomie și independență. Da. Și lucrul acesta, într-adevăr, asta mi-aduce aminte de un testimonial tot din cabinet în care o doamnă îmi spunea, foarte simpatic, spunea: o fi copilul pregătit, dar eu nu sunt pregătită. Atunci înseamnă că trebuie să ne adresăm și să ne ocupăm de părinți și de adulți și avem 100 de instrumente, iată, dezvoltare exact, personală, ateliere, 100 de forme. Da, asta vreau. Și prin, da, revista, mm-hmm, psihologii. Să-mi spui, te rog, prin revistă, cam care sunt direcții, apropo de dezvoltare personală, ce direcții urmăriți voi? Adică, nu știu, că este legat de sexualitate, este legat de cuplu, ce anume? Cel mai puțin acolo, să zicem, acolo avem un 5%. Cel mai mult ne ducem către zona de introspecție, către zona de cariere, tot așa, să zicem, un 10-15%, și explorăm zona de planeta psiei, de interpretări psiei, de
ce să zic, inclusiv dezvoltare personală prin călătorie, explorăm lumi interioare, explorăm emoții, venim cu instrumente, cu resurse pentru oameni, le dăm, ce să zic, poate la buleți unele lucruri foarte rapid. Legat de zona de carieră, acolo prezentați modele din România, pe ce vă axați? Sunt și modele de oameni care au făcut carieră sau care sunt foarte... Cu poveste de viață. Au o poveste bună de viață care merită spusă public. Și pe de altă parte sunt profesioniști care ne spun, ne dau modele de conduită. De exemplu, coach care ne spun câteva, ne dau instrumente de coaching pe o temă anume. Adică cum să lucrez la mine, da, cu privire la cariera mea. Da. Uh-huh. Deci avem niște instrumente de exemplu, concrete. În numărul ăsta din septembrie avem gestionarea, arta de a gestiona relațiile sau de a pune limite ca manager. Știi? Uh-huh, când ești manager, uh-huh, cum faci să fie lucrurile în limite sănătoase? Întorcându-ne un pic la povestea eroilor din România și a poveștilor lor de succes frumoase pe care le regăsim aici, mi-aduc aminte că există în analiza tranzacțională povestea mea, în care copilul își alege un mod de a vedea viața și își stabilește o poveste, cumva e o poveste a subconștientului, unde va fi el peste 20 de ani, 30 de ani. Și în terapie mi-aduc aminte că mai folosesc din când în când, pun întrebarea asta: dom'le, la ce visai când erai mic? Ce modele te inspirau? Care era povestea pe care tu ți-o spuneai? Care era povestea pe care tu o urmăreai, o citeai de nenumărate ori? Ați întâlnit vreodată un paralelism de genul acesta? Unii dintre noi avem nevoie de modele, alții încercăm să învățăm din nevoile pe care le avem sau din greșelile părinților noștri și vrem să ne scriem o altă poveste. Alții ne luptăm o viață întreagă să depășim povestea proprie, tarată până într-un anumit punct al existenței noastre de diferite persoane care au făcut parte din viața noastră. Toate lucrurile acestea, pentru că nu există o rețetă perfectă, ei de fapt de peste tot câte ceva, exact ceea ce ți se potrivește, și cel mai bine este să identifici ce ți se potrivește. De asta foarte mulți oameni sunt dezamăgiți că nu există o rețetă standard sau rețeta fericirii sau rețeta stării de bine sau rețeta dezvoltării personale sau ceea ce râdeam la un moment dat când m-a întrebat cineva: ok, și gata, am terminat. Și am spus, pentru moment, da. Dar zic, viața este o continuă dezvoltare, o continuă autocunoaștere, o continuă luptă într-o formă sau alta cu diferite lucruri. Iar atâta timp cât ai învățat părți din rețetele pe care trebuie să le aplici, ca de exemplu gestionarea emoțiilor, reglarea emoțională implicit, conștientizarea și capacitatea aceasta de autoobservare și de analiză, atunci automat vei ști ce să faci în orice context viitor care pare să fie și cunoscut și necunoscut în același timp. Și atunci, pentru aceia care consideră că dezvoltarea personală se face doar o dată, se face toată viața, pentru că foarte bine ați spus mai devreme cu etapele de vârstă. Fiecare vârstă și fiecare rol și schimbare de rol din viața noastră ne duce în zona aceasta. Mai e o mare capcană, apropo de rețetele pe care noi le căutăm. Da, sau mass media dă foarte multe rețete. 3 rețete pentru starea de bine, 5 tipsuri pentru nu știu ce. O viață de cuplu exact. Perfectă. Da. Și atunci oamenii sunt atât de derutați pentru că e atât de multă gălăgie în jur, atât de mult zgomot și oamenii nu se mai pot auzi pe ei înșiși. Să vadă, băi, dar ce îmi cântă mie sufletelul? Care sunt emoțiile mele vis-a-vis de cutare, stare? Sau cum mă simt eu în corpul meu? Nici nu mai sunt oameni în legătură cu propriul lor corp. De asta mi-aduce aminte de prescripția. Iată. Vorbește întotdeauna despre ceea ce simți. Și da, ceva mai zis, da, zice, da. Am vorbit despre asta și am rămas fără prieteni. Da, știi, și atunci oamenii se duc, uite, marea alergătură după carieră. De ce? Pentru că cu tare e așa, cu tare e așa. Se uită toți peste gard, nu mai
ajung să facă ce le place sau ce le cântă sufletelul, pentru că sunt într-o goană după competiție, după achievements, după... Da, da, pentru că este practic o poveste pe care tu ți-ai setat cam cum ar trebui să fie viața ta, dar asta nu înseamnă că este povestea din sufletul tău după care el tânjește. Și fără să fi făcut eu niciodată în viața mea până acum o oră de psihoterapie, m-am trezit vorbind cu tinerii adolescenți din familia mea și spunându-le, măi, ca virgulă, consilier vocațional, empiric, deci, măi, gândește-te ce faci tu cu plăcere. Tu, la 15 ani, ce făceai? Eu m-am gândit la mine. Ce știam eu să fac fără să mă fi ghidat nimeni înainte să mă fi ghidat să mă duc să mă fac stomatolog, de exemplu. Da? Uh-huh. Ce făceam eu cu plăcere? Dansam, scriam poezii și pictam. Lucru care vă dați seama că poate părinții au încercat să controleze anumite lucruri sau au făcut anumite eforturi. Dar iarăși ne întoarcem la comunicare și la bună relaționare în familie, care să creeze acel cadru în care copilul să-și exprime experiențele, indiferent de teama lui de consecințe sau indiferent de reacția noastră, pentru că asta mi-aduce aminte de o domnișoară foarte simpatică care mi-a spus, zice, știți, eu nu pot să vorbesc cu mama mea, mama mea este cea mai bună prietena mea, dar ea moare înaintea mea ori de câte ori îi spun câte ceva și atunci unele lucruri nu îi le spun. Ea crede că este cea mai bună prietena mea, dar eu nu pot să-i spun toate. Da? Am învățat și eu pe propria în piele când fiul meu îmi povestește tot felul de lucruri în vine. Sunt prima care acolo trebuie să ne aducem aminte ca părinți că nu este despre noi, că este vorba despre copiii noștri și că trebuie să ne punem un pic în cui... să zicem, reacțiile noastre și să le gestionăm sau reglăm după aceea individual sau cu ajutorul unui terapeut, pentru că practic copiii noștri sunt principalii observatori și principalii noștri martori și principalele noastre nu neapărat victime, dar un pic pe acolo. Și asta mi-aduce aminte de copilul unei colege care la un moment dat mi-a spus, știi, există un test pe care mama să nu mi-l fi dat. Toate testele. Parcă am făcut facultatea de psihologie. Da. Bine, nu știu dacă este un caz fericit sau nefericit, deși, pentru că sunt foarte puțini părinți care aplică asta și chiar vreau să spun că realitatea de astăzi ne arată că părintele, de fapt, nici nu are timp să stea cu copilul. Din păcate, și este atunci... o realitate cât se poate de reală, tristă. Dar aici ne raportăm la creșterea calității. În momentul în care te confrunți cu o criză, înseamnă că vorbim în termeni cantitativi și atunci responsabilitatea ta este să te gândești la a crește calitatea timpului cu copilul tău. Cele 10 minute, dacă sunt calitative, pentru copilul tău contează cu mult mai mult decât ți-ai imaginat tu. Aș vrea să ne întoarcem la ideea aceea în care ne auzim pe noi, reducem cât putem de mult vocile, dar în ce context reușim realmente să ne auzim? Am întâlnit destul de multe persoane, apropo de ce spuneai, că gândește-te poate în copilărie, care erau pasiunile tale și care mi-au spus, nu aveam nicio pasiune, precum exemplul cu doctorul care a stat închis în casă doar ca să învețe și ăsta era scopul în copilărie. Da, ce impus totuși de alții. Ce facem? Adică în ce contexte reușim realmente să ne conectăm la noi? Eu adesea glumesc cu clienții mei și le spun că, independent de poveștile noastre și independent de ceea ce ni s-a întâmplat, de la un anumit moment dat, suntem purtătorii noștri de grijă și atunci ne luăm noi înșine de mână și ne creștem, ne vindecăm rănile, învățăm să ne descoperim și învățăm să ne identificăm pasiunile. Și atunci, dacă lucrul acesta se întâmplă la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, nu are importanță, pentru că senzațiile și trăirile pe care le descoperi în momentul în care te reunești, regăsești, descoperi și te manifesti tu în plenitudinea ta, fără să fie neapărat un episod maniacal, înseamnă ceva bun pentru tine și merită să faci acest efort. Dacă rămâi prins în eu n-am avut, mie nu mi s-a dat, eu n-am fost învățat, trecutul oarecum te împiedică să trăiești în prezent și să îți clădești viitorul, care, indiferent, cum am spus mai devreme, că sunt 10 ani, că sunt 15 ani, că sunt 20 de ani, că este vorba de un an sau de o zi, e important pentru tine pentru că ești tu.
Da, pentru mine e importantă, de exemplu, autenticitatea în lucrurile astea. Să cercetezi, să vezi dacă vine din tine și din nevoia ta de a face ceva frumos, pur și simplu, sau condiționat de nevoia ta de a concura cu altcineva sau de a imita pe altcineva, sau să vezi un pic capcanele sau scopul. Corect. De ce faci lucrul ăla? La ce îți servește? Ce satisfacție ți aduce? Îți hrănește ego-ul sau inimioara? Pentru că la 10 ani poți să vrei să fii balerină, la 13 poate vrei să fii profesora ta de română, la 16 poate vrei să fii polițistul care ți-a salvat viața sau medicul care ți-a salvat viața. Da, și la 23 de ani poți să faci cu totul și cu totul altceva. Da. Ar trebui să fie că într-o formă sau alta e bine să rămânem curioși în ceea ce ne privește, să nu avem sentimentul că am găsit răspunsurile, pentru că răspunsurile sunt într-o continuă schimbare, tocmai datorită faptului că și dezvoltarea și autocunoașterea este sunt procese care durează toată viața ta și atunci, bineînțeles că nu o să stai să te întrebi, cu toate că am întâlnit persoane care făceau facultate la 60 de ani, da? Dar o făceau pentru ele, pur și simplu, pentru nevoia de a cunoaște, pentru nevoia de a fi, de a explora sau de a intra în contact, să spunem, cu anii studenției. E foarte fain feeling-ul și eu fac facultate acum, la 45, nu la 60. Așa, cum te-ai decis? Că știu că ești la psihologie acum. Da, într-un anul doi. Mulțumesc! Cum te-ai decis să mergi în zona asta? Păi după vreo câțiva ani în care am avut probleme de sănătate și pe urmă m-am vindecat, au fost vreo 5 ani în viața mea în care am trăit într-o bulă, hai să zicem, ezoterică și de dezvoltare personală. Și așa am ajuns cumva să descoper că mă interesează cauzele emoționale și spirituale ale îmbolnăvirilor. Da, și să fac tot felul de challenge-uri și de cursuri de dezvoltare personală. Deci, și căutându-mă pe mine, mi-am dat seama că îmi place să-i ascult și pe alții, să descoper lucruri despre ei, emoții și scopuri și lucruri, să leg punctulețe între ele ca să mi se reveleze practic harta omului din fața mea. Și am zis că nu pot să merg mai departe în treaba asta fără o bază solidă pe care ți-o oferă o facultate de psihologie. Deci, iată, în cazul tău, cumva acest salt în dezvoltarea personală a fost pe un fond de nevoie de cunoaștere autentică și de iubire de oameni, pentru că prin meseria mea de bază de jurnalist, care nu e de bază, da? Dar, mă rog, e tot o artă. Da, arta, cuvântul, da. Arta de a vorbi cu oameni. Eu mai puțin vorbesc, dar sunt foarte curioasă și îmi place să cunosc, să vorbesc cu oameni, să-i aud, să-i înțeleg. Și atunci de acolo vine și nevoia de a-i înțelege pe plan psihologic. Păi, practic, asta sunt una dintre calitățile psihologului. Să asculte, să fie curios, să descopere. Apropo de ce menționai, că practic cumva punctul zero a fost punctul bolii. Dar oamenii ajung în procesul ăsta al dezvoltării personale de cele mai multe ori când ajung foarte, foarte jos. Chiar mi-am amintesc de un articol din cadrul revistei cu o persoană care s-a trezit într-o căsătorie nefericită, deși aveau doi copii, în care a ajuns să rămână fără job și atunci și-a creat și timp pentru ea și să vadă că, uite, sunt niște lucruri care poate nu-mi convin, care nu mă mulțumesc, și a trebuit să-i schimbe complet cariera. Păi mergem, cum ai spus tu, pe roata de hamster și nu ne dăm jos decât când ne rupem un picior, ca să zic așa, știi? Altfel mergem înainte, ca roboței. Deci ar fi fain să ne ajungem cât mai jos ca să pornim acest demers. Mai este vreo experiență de-a voastră personală care ați simțit în viața voastră că v-a ajutat să vă dezvoltați personal? Am să fac o paranteză până vă mai amintiți și voi.
Pentru mine, apropo de ce spunea Delia mai devreme, cu a păstra un moment pentru tine și a te asculta și a-ți asculta corpul, a fost o experiență de 10 zile în care nu am avut voie să vorbesc absolut deloc, cu absolut nimeni, nu aveai voie nici măcar să citești o carte, nu care cumva să stai în gândurile altcuiva și să trăiești poveștile altcuiva și să fii conectat doar la corpul tău, să-ți simți toate senzațiile la nivelul nasului timp de 3 zile. Timp în care simți că e complet razna. Însă a fost una dintre cele mai puternice experiențe de ale mele, pentru că mi-am dat seama, vorbind totuși și despre emoții, că eu când l-am crescut pe fimiu și îl cresc pe fimiu într-un stil de ăsta mai spartan, hai că nu stăm cu drobul de saraul o să nu pățească copilul ceva, lasă să fie cât mai liber. Și acum mi-am dat seama câte emoții de fapt ascundem sub preș, implicându-ne în foarte multe activități, nu rămânem conectați la noi și asta pentru că avem foarte multe frici în spate. Și m-am conectat acolo cu frica mamei de a-și pierde copilul și cu toate, tot ceea ce eu nu eram, băgam acolo sub preș. Și ăsta a fost un punct în care știu că mi-am schimbat foarte mult în viață, dar plecând de la ce spui tu, ați alocat timp pentru tine și acolo au fost 10 zile, doar eu cu mine și gândurile mele și mintea mea. Am avut o conștientizare bruscă ieri. Copilul meu e agitat pentru că eu sunt agitată. Degeaba îi spun ei, păi calmează-te, respiră. Dacă ea mă vede pe mine, că fac ca titirez în jurul ei. Și ieri era duminică și erai liniștită și ți-ai dat seama? Da, pur și simplu. Deci să ne mai alocăm cât o duminică, cât o zi de weekend în care să ne relaxăm, să ne conectăm la noi și pe aceea să vedem ce trezim în ceilalți, ce trezim în noi în toată agitația aceasta. Dacă toată este nevoie doar de o secundă, că mulți dintre noi credem că această călătorie în noi necesită să ne închidem 2 săptămâni, acolo e o provocare. Dar dacă începem așa, câte puțin și începem rețeta vieții plecând de la a trăi pentru noi înșine, fără a cultiva un egocentrism și o parte din aceasta de autosuficiență, este un lucru bun pentru fiecare dintre noi când decidem să facem lucrul ăsta. Pentru că mulți dintre cei cu care am lucrat îmi spuneau, când le spuneam investește în tine, păi eu nu vreau să devin o persoană egoistă, și am spus nu. Atâta timp cât ții cont și de tine și de ceilalți, ești în echilibru, ești safe vis-a-vis de comportamentele pe care tu le condamni poate la ceilalți și care ți-au marcat viața mai devreme sau mai târziu prin evenimentele sau prin consecințele care te-au marcat. Dar, întorcându-ne la poveștile noastre și emoțiile noastre, e nevoie să înțelegem că nu putem fugi de emoții și atâta timp cât ne o asumăm și îi spunem acolo ok, da, ai dreptate, dar tu nu ești tot și viața mea nu se reduce doar la tine sau am soluția X, Y, Z care cât de cât îmi dă iluzia cel puțin de siguranță sau de control, atunci totul este bine. Reprimarea totală, absolută, și mulți dintre cei care încearcă să lucreze cu emoțiile, de fapt, au ca principal target să dispară emoțiile. De multe ori sunt supărați pe terapeuți când li se spune emoțiile n-au cum să dispară. Da, emoțiile sunt acolo. Chiar acum când vorbeați, mă gândeam că noi ar trebui să vorbim mai puțin și să simțim mai mult, să trecem de la teorie la practică. Și în dezvoltarea personală, oricât de multe cărți și reviste am citit, dacă noi nu ne apropiem concret, simțind și lucrând cu stările noastre, cu emoțiile noastre, degeaba vorbim. Atunci când vorbim de dezvoltarea personală, ne raportăm la această călătorie interioară pe care a spus că o aveți și voi acoperită în cadrul revistei. Bineînțeles. E ceva ce ți-a atras atenția dintre articolele pe care le avem acum în următoarea lună, apropo de călătoria interioară, un ceva acolo care te-a mișcat? Sugestii de lectură. Sugestii de lectură. Sugestii la meditație. Da. Foarte, foarte drăguț a fost articolul care se cheamă Călătoria interioară. Și e vorba de o artistă care în pandemie n-a mai putut să călătorească și să facă fotografii în jurul lumii și s-a apucat să creeze niște lumi pe masa din sufragerie.
Și practic erau colaje. Da, colaje și nu neapărat colaje, cât natură moartă, dar îmbinate în așa fel încât arăta ca o lume, ca o lume, lume interioară a ei transpusă într-o poveste. Care de altfel este și în terapie des întâlnită, să-ți exprimi emoțiile prin artă. Și uite practic toată această constrângere, încorsetare din timpul pandemiei se exprimă foarte frumos în artă. Asta a fost cumva punctul care ne-a trimis la tema de luna noiembrie, dar acum o să... Asta o să vă dezvălui cu altă ocazie ce o să vorbim, ce o să facem și o să vorbim în luna noiembrie. Dar mai aproape de noi este zona dosarului de limite sănătoase. Și cum stabilim aceste limite sănătoase, cum le definim în raport cu ce și cu cine și în ce domeniu. Și am luat și am despicat tema asta pe toate părțile. Eu cu mine, eu cu tine, eu cu mama, eu cu familia extinsă, eu cu societatea, eu cu Dumnezeu, eu cu... Iată câte teme de dezvoltare personală s-au deschis. Și așa. Și așa că asta vă propun, să studiați dosarul de limite sănătoase din psihologie din luna octombrie. Vă mulțumesc frumos pentru prezența la această emisiune. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până acum. Vă urăm o călătorie frumoasă interioară și urmăriți articolele din revista Psihologie. Pe curând!